Vă invit să deschideți Sfânta Evanghelie la Matei, capitolul 26. Vom citi 4 versete, de la versetul 26 la 29. Intenționat citesc și titlul care ne va folosi nouă astăzi, Cina cea de taină. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, luați, mâncați. Acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând, beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței, până în ziua când îl voi bea cu voi nou, în împărăția Tatălui meu. Amin. Vă invit să vă reașezați. Stimate frate păstor Ionescu, vă salut pe dumneavoastră și corpul pastoral de slujitori, mulțumindu-vă pentru spațiul pe care mi l-ați dat pentru a vă putea sluji. Salutul bisericii noastre pentru dumneavoastră este din Apocalipsa, capitolul 3 cu 11. Iată, eu vin curând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cunună. Este adevărat că în luna iulie ne-am bucurat foarte mult la nivel de biserică. Împreună cu fratele păstor am avut o conferință de familii și permiteți-mi să vă spun feedback-ul bisericii, cea mai reușită conferință. Dumnezeu să fie lăudat în toate. De asemenea, ne bucurăm să salutăm și familia Mihai. Ei când vin în țară au o oprire deja tradițională la Biserica Betleem și dacă nu vin, știu că au probleme cu noi, că ne supărăm pe ei. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Frați și surori, ne aflăm în fața celei mai mari sărbători pe care creștinătatea o poate avea și anume sărbătoarea aceasta, lăsați-mă să-i spun sărbătoare, a cinei Domnului. Am numit mesajul de astăzi și o să vă rog pe dumneavoastră să mă ajutați să-i dăm o formă finală, taina Sfintei Împărtășiri sau taina revelată a Sfintei Împărtășiri. Așa cum dumneavoastră știți, una dintre cele mai răspândite imagini din istoria artelor este tabloul acesta al lui Leonardo da Vinci, cu cina cea de taină, care apare încă din copilărie, din bătrâni. Erau la nivel de carpete mexicane puse pe perete în camera de zi. Era sub formă de vederi. Dacă dați un search pe Google și scrieți doar cina cea de taină Leonardo da Vinci, vă dă mii și milioane de imagini și referințe la această imagine. Am stat înaintea lui Dumnezeu și m-am rugat și am spus, Doamne, dincolo de ceea ce noi știm, dincolo de ceea ce noi vedem, înseamnă că există o taină a acestei lucrări pe care Tu ai revelat-o doar bisericii Tale. De aceea am numit-o taina Sfintei Împărtășiri. Permiteți-mi pentru început, conform Dexului, să vă definesc. Spunea Platon așa, vreți să începem discuțiile filozofice? Haideți să continuăm prin a defini termenii. E foarte important să definim termenii. Taina înseamnă un secret, un mister, ascunziș, un cotlon, un lucru neînțeles, nedescoperit, necunoscut, de nepătruns. Domnul nostru Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, dragul sufletelor noastre, a lăsat această lucrare minunată, chemându-i pe cei 12 ucenici și le descifrează această taină a Sfintei Împărtășiri. Și în cele ce urmează, o să vă prezint ceea ce Domnul mi-a revelat mie. Revelația nu este absolută, nu e perfectă, e cel puțin perfectibilă, adică dumneavoastră veți prelua această predică și veți adăuga la ea și alte taine pe care în bunătatea sa Dumnezeu vi le-a descoperit dumneavoastră. De ce taina aceasta a Sfintei Împărtășiri? Gândiți-vă dumneavoastră la următorul aspect. Noi avem un emițător, Dumnezeu, care transmite un mesaj prin Biblie, avem un receptor, oamenii,
Și avem un canal. Canalul poate fi un pastor, un predicator, un proroc, un cântăreț, un om care dă îndemnuri, un văzător. Dar între timp s-a întâmplat ceva. Canalul acesta funcționa foarte bine. De la sursă nu avem probleme. Sursa este necompromisă, sursa este necoruptibilă, pentru că sursa este Dumnezeu. Audiența, receptorul, este același popor al lui Dumnezeu, flămând și însetat după neprihănire. Dar vedem cum lucrurile, în unele situații și contexte, au luat-o într-o direcție greșită. Și am spus: Doamne, te rog să-mi descoperi, pentru că slujesc oamenilor, descoperă-mi sincopele care au dus la aceste situații nedorite. Și cele mai mari probleme s-au întâmplat la canalul prin care Dumnezeu transmite revelația. Ieremia, capitolul 2, începând cu versetul 5, ne ajută să înțelegem ce s-a întâmplat. Sunt patru vectori pe care Dumnezeu îi folosește pentru a transmite mesajul și pentru a ajunge intact în mintea noastră, în inima noastră și în sufletul nostru. Și spune cuvântul lui Dumnezeu așa: am învățat pe de rost, este una dintre procedurile pe care le am, și dacă am 20-30 de versete la predică, obișnuiesc să le învăț pe de rost ca să nu mai fie nevoie să răsfoiți dumneavoastră. Și spune așa: preoții n-au întrebat unde este Domnul. Iată cum s-a compromis mesajul printr-un canal care s-a deconectat de la Dumnezeu. N-au întrebat unde este Domnul, preoții. Și au mers din inerția lor și au ajuns religioși și au ajuns rigizi în tot felul de reguli și sacerdoții umane și n-au mai întrebat unde este Domnul. Au pierdut busola. Durerea cea mai mare, spune Dumnezeu lui Ieremia, durerea cea mai mare, că nici nu mai sunt curioși să găsească nordul. Nici nu mai sunt curioși să recalibreze GPS-ul slujirii lor și, prin urmare, preoții n-au mai întrebat pe Domnul. Au mers din inerție, slujind pentru câțiva sicli de argint, pentru o haină pe care o primesc de la stat, plătiți din bugetul statului, mâncând din jertfe, spunea el. N-au întrebat unde este Domnul. Păzitorii legii nu m-au cunoscut. Al doilea vector, predicatorii. Uitați-vă dumneavoastră astăzi, dacă deschideți internetul, niște predicatorași bine îmbrăcați, educați, făcând niște cursuri, se vede superficialitatea lor, predică bine, dar ei nu-L cunosc pe Domnul. Și dacă observați predicarea generației mele, și mă doare și mă preocupă și mă pregătesc apologetic pentru asta, este aceasta: patru pași spre succes. Cum trebuie să ai o biserică de elită, să meargă lucrarea bine și toate lucrurile acestea. Și nu mai văd profunzimea prăbușirii la crucea Domnului Iisus Hristos, a slujitorilor care să se topească în prezența lui Dumnezeu. Păzitorii legii nu m-au cunoscut. Dați slavă lui Dumnezeu că aveți slujitori care îl cunosc pe Domnul, care cunosc inima și voia lui Dumnezeu. Al treilea vector: prorocii au prorocii după Baal. Ce legătură să aibă o prorocie cu tot felul de lucruri politice și de pronunțări, de oameni, de candidați? În opinia mea, pe care o țin în culisele secrete, că nu mi-a sosit încă ceasul să scriu asta, sau cel puțin să public, un proroc n-ar trebui să fie ordinat păstor. Și să vă spun de ce. Pentru că este încărcat cu atribuțiuni manageriale și se fragmentează dimensiunea revelațională. Problemele pastorale implică foarte multă uzură și nu mai are legătură, nu mai are claritatea aceasta. Cel mult prezbiter ar putea fi să poată face ungeri cu un de lemn. Probabil. Au schimbat canalul și în momentul în care s-a compromis prorocul, a compromis mesajul, iar poporul rămâne flămând sau, și mai grav, amăgit. În vremurile din urmă se vor ridica mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Mulți fără discernământ,
Mulți care au renunțat să mai citească Biblia, mulți care au renunțat să aibă o relație personală, integră cu Dumnezeu. Și în contextul acesta ajungem la al patrulea vector, și anume vectorul părinți. Și zice, ce nelegiuire au găsit părinții în voștri în mine? Că au umblat după nimicuri. Păi dacă nu li se predică adevărul, dacă li se predică tot felul de istorisiri închipuite, pentru că prorocii nu stau la îndemâna Domnului. Păi care este legea universală pentru orice evreu? Povestiți neamului de oameni minunile Domnului. Părinți care vând ponturi de afaceri copiilor lor și nu le mai povestesc minunile lui Dumnezeu și nu le mai povestesc exigențele lui Dumnezeu, și în felul acesta familiile au intrat într-o rutină păcătoasă, într-un cerc vicios, și se suspectează unii pe alții și nu mai au unitate și nu mai au părtășie și nu mai au altar, și altarele tale, Doamne, sunt sfărâmate în multe familii. O, în numele lui Iisus Hristos, mă rog, Doamne, ajută-ne să reconsolidăm altarele în casele noastre. Avem nevoie, dragi preoți, cuvântul Domnului se îndreaptă spre dumneavoastră, dragii mei colegi preoți, părinți, soți și tați și bunici. Și spune Domnul Iisus Hristos, taina aceasta, dragilor, e prima dată taina comunicării. Iată ce a vrut Dumnezeu să zică. A luat o pâine, a început să o rupă. Vedeți? Ăsta e mesajul meu, m-am frânt pentru voi. Mesajul a fost diluat mult, zice Domnul Iisus Hristos. Și preoții au ajuns călăuze oarbe, morminte văruite, care predică frumos, dar nici cu degetul nu ating ceea ce zic. Pun sarcini grele pe grumazul vostru. Și ei nu le ating. Și zice, înțelegeți voi taina asta a comunicării mesajului lui Dumnezeu? Prin cuvântul întrupat, prin logosul preexistent al Fiului, care se întrupează, care ia chip de om printre noi, plin de har și de adevăr, și acum se frânge pentru mulți spre iertarea păcatelor. Înțelegeți voi ce vă comunic eu? Zice Iisus. Taina comunicării. E atât de important, iubiți slujitori altarului, e atât de importantă comunicarea mesajului concret, articulat, vertical, corect din punct de vedere teologic, din punct de vedere biblic. Pentru că noi ne ridicăm, noi nu transmitem niște mesaje politice, noi propovăduim pe Hristos și pe El răstignit. Prorocul se ridică și spune, așa vorbește Domnul. Înseamnă că El comunică, transmite un mesaj direct de la Dumnezeu. Predicatorul se ridică și îl propovăduiește pe Hristos. În felul acesta, dragilor, aș vrea să știți, haideți să învățăm să comunicăm cu Tata. Amin? Știți cum comunicăm cu Tata? Prin Biblie. Biblia este singura carte pe care atunci când o citești, nu doar știi despre autor, ci stai de vorbă cu autorul. Dacă ai întrebări, orice autor de pe pământul acesta, oricât de consacrat ar fi, nu poți să trezești cadavrul lui Shakespeare și să spui, ce ai vrut domnul Shakespeare să scrie aici? Nu poți. Dar zici, Doamne, aici ce ai vrut să zici în versetul acesta? Și te rogi, și te rogi, și mai citești, și Dumnezeu zice prin Duhul Sfânt, uite ce am vrut să spun. Stai de vorbă cu autorul. Autorule, te rugăm în dimineața aceasta să-ți iei cuvântul adevărului, cartea de identitate a lui Dumnezeu, și transmite-ne mesajul plin de Duhul Sfânt în adunare la Elim. Amin? Dumnezeu să ne binecuvinteze. A doua taină a Sfintei Împărtășiri e taina comuniunii. Nu știu dacă dumneavoastră ați meditat vreodată la profunzimea termenului comunitate. Comunitatea Penticostală din America, comunitatea penticostală din România. Uitați-vă, duceți-vă acasă și faceți o analiză morfosintactică a acestui verset, acestui cuvânt. Com vine de la comun, unitate, adică unii, unul, tate, toți, toți ca unul, în comun, în același loc. De aceea spunea un
profesor pe care l-am avut de religie, de orientare baptistă, și spunea așa: voi habar n-aveți câtă forță se ascunde în rugăciunea în comun. Zice, eu nu mă mir că învie mortul. Eu nu mă mir că se produc minuni și se vindecă. Se formează o sinergie de grup. Toți ca unul, uniți pentru aceeași cauză, în momentul în care Duhul lui Dumnezeu se unește cu noi, acolo se formează un petec de cer. Și petecul acela de cer doresc să plutească ca un nor al neprihănirii peste Biserica Elim în dimineața aceasta, și orice inimă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu că Iisus Hristos este Domnul. Oare am putea cu toată adunarea să spunem din toată inima lucrul ăsta? Haideți să spunem: Iisus Hristos este Domnul. În fața acestei proclamații tremură duhurile necurate, pentru că e puterea lui Dumnezeu dătătoare de viață, slăvit să fie Domnul, taina comunității. De aceea, dragi tineri, frați și surori, nu se poate cină prin wireless. Nu se poate părtășia Duhului Sfânt prin Wi-Fi. Nu merge. Vă încurajez, oricât de greu v-ar fi, oricât de obosiți ați fi, puneți preț pe comunitate. Prezența dumneavoastră în locul acesta este extraordinară. Este mai o încărcătură spirituală și teologică mult mai înaltă decât vă imaginați dumneavoastră. Iar dacă lipsiți, nu vă poate înlocui nimeni. De aceea puneți preț pe comunitate. Și zice Domnul Iisus Hristos: voi înțelegeți taina comunității. O pâine frântă în mai multe bucățele. Un pahar împărțit între voi, veți toți din el. O biserică în mai multe ambasade mici. Un Duh Sfânt în mai multe temple ambulante, umblătoare, mișcătoare pe pământ. Principiul dispersiei luminii, adică există principiul reflexiei luminii, noi reflectăm lumina lui Iisus Hristos, există principiul refracției luminii, lumina pătrunde în interiorul nostru, și există principiul dispersiei luminii. La finalul slujirii de astăzi, dumneavoastră vă duceți acasă, de mâine dimineață începeți lucru și luați ca un licurici al lui Iisus Hristos, luați din lumina aceasta și o duceți la locul de muncă, și o duceți la școală, și o duceți peste tot, pentru că, dragilor, aceasta este taina comuniunii. Puneți preț pe comuniune, pe comunitate. A treia taină pe care eu am descoperit-o este taina comemorării. Am folosit aliterația la primele patru, comemorării. Am fost la cina Domnului și am auzit predici și predici. Și la una dintre ele tare m-am tulburat, pentru că un învățător al legii, care nu cunoștea pe Domnul, probabil să impresioneze, să aducă ceva nou, chiar cu riscul de a se apropia de frontierele ridicolului, a vorbit numai despre Iuda. Zice, astăzi vă vorbesc despre Iuda. La cina Domnului putem aminti întreagăt de sărutul lui Iuda? De pacea Domnului a lui Iuda, de trădarea lui Iuda, de arginții lui Iuda, întreacăt. Dar zice Domnul Iisus Hristos, Luca 22:19, măi copiii mei, prietenii mei, voi când faceți lucrul ăsta, faceți-l spre pomenirea mea. Amin? Nu vă amintiți de Iuda că nu mă vă tulburați. Nu vă amintiți de Petru care sare el în față, așa că nu mă vă tulburați. Nu vă amintiți de Toma care stăgăduiește prezența lui Iisus Hristos și nu mă vă tulburați. Zice Domnul Iisus Hristos, măi, la cina Domnului nu uitați de taina comemorării mele. Și aș putea să zic din toată inima, chiar dacă sună a limbaj ortodox istoric, așa, veșnica lui Iisus Hristos pomenire. Și dacă 6.000 de ani, 6 miliarde de ani mai ține pământul acesta, nepoții noștri, toți vor pomeni pe Iisus Hristos pentru că a murit pentru păcatele noastre, iar noi la cina Domnului ne aducem aminte și îl pomenim pe Domnul Iisus Hristos. Pomeniți minunile Domnului, dragi părinți. La cina Domnului, zice David, era într-o peșteră, la ușă era Absalom cu armata lui pregătit, organizând un puci, o lovitură de stat,
să omoare regele și să se pună pe jilțul regal din Israel. Și spunea el, stând acolo în peștera lui, ce să fac acum, Domnule? Gata, o să mor. Până aici m-au înconjurat vrășmașii. Îi sunt gata să cad pradă necazului. Dar zice el, stai un pic, știu ce voi face. Voi comemora biruințele, voi înălța paharul izbăvirilor și îmi voi aduce aminte când Dumnezeu m-a binecuvântat. Dragi mămici care aveți copilași și bunici, aduceți-vă aminte când erați acolo pe masa de nașteri și a zis medicul că e o naștere foarte grea, că s-ar putea copilul să aibă probleme, că are cordonul dat peste gât. Și atunci ați stat înaintea Domnului și v-ați rugat și a zis, Doamne, noi credem în minuni, biserica se roagă și ați născut și copilul e sănătos și mare. Aduți aminte de momentul acela. În momentele grele, înălțați paharul izbăvirii, comemorăm izbăvirile lui Dumnezeu, ne amintim de tot ce a făcut Domnul nostru Iisus Hristos pentru noi. Dragi tineri, mame și tați, Domnul Iisus a murit pentru păcatele noastre și a dat viața, a curs sângele Lui pe crucea din ca noi să avem viață, ca noi să fim salvați. Taina numărul 4 pe care eu am găsit-o este taina cercetării. Măi, zice Domnul Iisus Hristos, înțelegeți voi mesajul acesta al cercetării. Uitați-vă, că putea să zică din prima. Băieți, stați, breaking news. Cu noi la masă este un trădător, un vânzător. Ăsta. Dar zice Domnul Iisus Hristos, vă rog să înțelegeți greutatea acestui detaliu. Între voi e unul care mă vinde. Cea mai justă întrebare din istoria creștinismului este aceasta. Nu cumva sunt eu, Doamne? Și rând pe rând ucenicii au venit, nu cumva sunt eu? Taina aceasta a introspecției este dusă de Pavel la nivel dogmatic, ridicată la rang de obligativitate, 1 Corinteni, capitolul 11. Când veniți la masa Domnului, fiecare dintre voi să se cerceteze, dar pe sine însuși. Asta este o taină. Taina introspecției. Doamne, nu cumva săptămâna asta te-am trădat? Nu cumva săptămâna asta am ridicat tonul ca un ieșit din minți? Nu cumva săptămâna asta m-am lăsat provocat în trafic și am șicanat pe un coleg, un participant la trafic? Nu cumva sunt eu cel care am gândit rău împotriva surorii mele, împotriva fratelui meu? Doamne, iartă-mă! Taina introspecției, dragilor, vreau să știți, aceasta ne ajută să scăpăm de judecata viitoare. O, dacă ne-am judeca singuri, dacă ne-am aduce conștiința pe tronul justiției personale, dacă ne-am aduce cugetul nostru pe tronul justiției personale al conștiinței și să vin vorbă din săptămâna asta și să spun acolo am mințit, acolo m-am grăbit, acolo m-am pripit, acolo nu am fost atent, acolo n-am avut răbdare, acolo am greșit, acolo am mințit, Doamne iartă-mă. Și vine ziua de apoi și zice, să zicem că vorbește o capră cu o oaie, o capră din stânga cu o oaie din dreapta. Dar ce-i cu tine acolo? Și să zică Iisus, face din ochi așa la oiță și spune, dă-i pace, lasă-l să vorbească. Tu ești aici la dreapta, datorită tainei introspecției, a cercetării, pentru că te-ai judecat atunci la cina Domnului, ai scăpat, cine crede în mine, nu mai merge la judecată, a trecut din moarte la viață. Înțelegeți dumneavoastră taina asta? Mulți vom fi surprinși. Cum am ajuns noi în cer? În baza tainei sfintei cercetări, în baza tainei introspecții, în baza aceasta a autocercetării, se mai numește și penitență sau pocăință. Frații mei și surorile mele pocăiți și pocăite, așa e că avem nevoie de pocăință? Spre exemplu, când m-am pocăit prima dată, am zis să... am ajuns pe un platou așa, pe o platformă petrolieră, în jurul meu e ocean, sunt rechini, eu sunt în siguranță. Și au trecut ani,
Anul trecut am scris o carte, Majoratul în credință, am împlinit 18 ani de la botez și am zis și mi-am dat seama că de fapt când m-am pocăit prima dată a fost doar primul capitol al pocăinței, de atunci mă pocăiesc în fiecare zi, în fiecare dimineață și în fiecare seară. Dragii mei, frații mei și surorile mele, scumpii Domnului, mântuiții lui Iisus Hristos, păcatul știți când trebuie mărturisit? Atunci când l-ai făcut. Când l-ai făcut. Imaginează-ți că tergiversezi timpul, amâni și iar amâni. Gândește-te că la noapte te lovește un nedorit Alzheimer și ai vrea să-ți mărturisești păcatul, dar nu-ți mai aduci aminte de el deloc. Ce faci? Ce faci? De aceea câtă vreme se zice astăzi trebuie să ne cercetăm și să ne pocăim și să ne mai oprim din a cerceta pe alții. Suntem specialiști în creșterea copiilor altora și avem probleme mari când vine vorba de copiii noștri. Apoi, taina cinei paradisiace am numit-o, i-am dat un termen poetic. Uitați-vă ce spune Domnul Iisus, versetul 29. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până când îl beau cu voi nou în cer. Ne ducem acolo la masă, îngerii stau în jurul nostru, sfinții stau în jurul nostru, oameni din poporul Israel stau și se uită probabil și zice, cine a oferit acestei mirese onoarea de a sta la masa mielului și de a bea din acest rod al viței? Cine a oferit onoarea? Aici e o taină. E taina sfintei împărtășiri, e taina mântuirii, e taina iertării, e taina ispășirii prin sângele lui Iisus Hristos. Taina cinei paradisiace. Dragilor, știți de fapt, noi aici, astăzi, la cină, exersăm o parte din cer. Facem repetiție pentru cer. Probabil pentru evenimentul de diseară, formațiile dumneavoastră s-au pregătit foarte mult, vor fi înregistrați, va trebui să iasă bine și au făcut multă repetiție. La fiecare cina Domnului noi facem repetiție ca să știm cum să ne comportăm în cer, să-L onorăm pe Regele, să cântăm spre slava Regelui, să-L binecuvântăm pe Iisus Hristos, noi facem repetiție de aici. A venit o doamnă și a zis, frate, recordul era de 23 de ani, dar o doamnă l-a bătut 32 de ani de când n-a luat cina Domnului. Și am zis, doamnă, dar câți ani aveți? Păi zice, după ce m-am botezat, am luat de două ori cina Domnului, am plecat în lume și n-am mai luat-o niciodată până azi. Vă dați seama? Ce repetiție pentru cer? Ce introspecție, ce cercetare? Ce comunicare cu tata! Taina cinei din împărăția lui Dumnezeu. O altă taină este taina eternității. Uitați-vă ce spune Ioan 6:51. Dacă mănâncă cineva, adică oricine se cercetează pâinea aceasta și bea paharul acesta, va trăi în veac. Este extraordinar. Versetul 54 spune, are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Taina învierii mele este ascunsă în pâinea și rodul viței de la Sfânta Împărtășanie. Frați și surori, oamenii lui Dumnezeu, încercați prin revelație, prin concentrare, prin responsabilitate să pătrundeți în taina aceasta învierii. Și dintr-o dată, așa cum spune poezia lui Ioanit, și din pustie, din fabrici, din uzine, se înălțau iute zecile de mii de cete ca și niște stâlpi de fum. Taina învierii noastre. De aceea am fost la foarte multe înmormântări, dar n-am văzut odată pocăiți disperați. De ce? Noi nu înseamnă că nu ne întristăm. Ne întristăm și noi.
Dar ne întristăm ca unii care avem nădejde. Nu voi, fraților, să fiți în necunoștință și să vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Și noi ne întristăm și plângem și purtăm doliu și plângem și ne pare rău că avem amintiri. Dar ne pare rău și plângem și suferim ca unii care avem nădejdea că în baza tainei sfintei împărtășiri vom fi înviați în ziua de apoi. Aleluia lui Dumnezeu! Acolo se vor întâlni mamele cu copiii pierduți în viața intrauterină înainte de a se naște. Acolo se vor întâlni copiii cu părinții lor, cu mamele și tații pe care i-au iubit. Acolo vor intra biruitorii pe marea de sticlă cu alăutele lui Dumnezeu. Toată această taină este ascunsă în esența sfintei împărtășiri. Lăsați-mă să vă exprim emoțiile intelectuale, spirituale, duhovnicești pe care le-am simțit, trăirile pe care le-am simțit când am studiat acest text. Era dimineața pe la 3 și când Dumnezeu mi-a descoperit lucrurile acestea, așa am avut un moment de revelație, un moment de edificare spirituală, simțeam că îl prinde pe Dumnezeu de picioare deja. O, Doamne, ajută-ne astăzi la cina Domnului să nu fie doar ceva formal, să nu fie doar ceva de rutină, ci să fie ceva profund, plin de viață, plin de energie. Doamne, ajută-ne la acesta. Taina eternității. Are viață, cine mănâncă are viață, are vitalitate, are vibe, e plin de zen, e plin de energie, e plin de pasiune, arde pentru împărăția lui Dumnezeu. Dinamis, are aceeași rădăcină cu dinamita, un explozibil pentru împărăția lui Dumnezeu, o rachetă supersonică. În momentul în care un astfel de predicator predică cuvântul lui Dumnezeu, abia aștept să facă chemare și să te pocăiești, să te întorci la Domnul. Când un astfel de cântăreț cântă spre slava lui Dumnezeu, parcă îți dorești să se deschidă porțile de mărgăritar și să vină Iisus Hristos și să ne ducă în cer. Așa e? O, Doamne, astăzi de la cina Domnului, umple-ne de viață din viața Ta. A zis Domnul Iisus Hristos, este extraordinar. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă din belșug. Doamne, astăzi la Elim te rog să lași din belșugul vieții Tale veșnice peste fiecare dintre noi. Amin. Și în final, taina statorniciei. Frați și surori, uitați-vă în proximitatea dumneavoastră. Aduceți-vă aminte de colegii de la botez. Câți dintre ei mai sunt pe calea Domnului? Eu am făcut o analiză, mai puțin de jumate am rămas din cei 10. Eu aveam 16 ani, mai puțin de jumătate. Unii au murit, alții s-au dus în lume. A doua întrebare. Când ți-ai sunat ultima dată colegul tău de botez să spui Hello, man! Mergi în iad, Iisus te iubește, unde stai? Dă-mi share location, vreau să vin după tine, mergem împreună la biserică, nu te las până când nu te văd mântuit. Când ai făcut ultima dată lucrul ăsta? Păi avem păstori care trebuie să facă. Frați și surori, noi suntem împreună lucrători, amin? Niciodată nu voi avea eu acces între colegii dumneavoastră de la locul de muncă, între cumnații și cumnatele dumneavoastră. Taina statorniciei. Și te oprești dintr-o dată, inspiri aer adânc, în semn de mulțumire și reverență față de Dumnezeu și zici, Doamne, îți mulțumesc, Majestate, că m-ai ajutat și am rămas pe cale. Dar cum de... A treia întrebare ar fi, dar cum de-ai rămas tu pe cale? Când atâția s-au prăbușit, au dat cu ăștia în gard, au picat de la credință, sunt plini de droguri, sunt în ospicii și spitale de nebuni. Cum de-ai rămas tu pe cale? Aici o taină. Uitați-vă care este taina. Ioan 6:56. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne în mine și eu rămân în el.
V-ați gândit vreodată, frați și surori, că ați rămas lângă Domnului, lângă Domnul datorită tainei sfintei împărtășiri? Poate că ai 10 ani de zile, ești certată cu sora ta de la avere. Cei mai mulți pocăiți merg în iad din cauza asta. Dacă ați ști pe la sate cât dintre ei sunt în tribunale, unul cu un avocat, altul cu un avocat, lăsați pământului ce al lui, voi fii ai nemuririi, voi fii ai lui Dumnezeu, copii născuți din Dumnezeu, lăsați putreziciunii tot ce e putregai și îndreptați-vă inima spre eternitate, spre veșnicia lui Dumnezeu. O, Doamne, deschide-ne ochii să vedem. E o taină aici, zice, pentru că voi ați participat cu responsabilitate și frică de Domnul și reverență la sfânta împărtășire cu trupul și sângele Domnului, ați rămas în mine, v-ați ținut cina asta din lună în lună, ai zis, mă pregătesc, mă sfințesc. Părinții noștri, generația lor, posteau înainte de cină. Câte 3 zile. Și noi venim astăzi și zicem, da, dar cine ne cere asta? Nu ne cere nimeni în Noul Testament. Dar nu zice nimeni că e rău. Și luna viitoare iar ne-am sfințit și iar ne-am sfințit și ați ajuns la 70 de ani și sunteți în Domnul și sunteți statornici și Dumnezeu să vă țină statornici. De unde e taina sfintei împărtășiri? Așa e că privim cu alți ochi cina Domnului. După ce Dumnezeu mi-a revelat asta, mesajul acesta era într-o dimineață, 14 iulie 2024, când înainte ca fratele păstor să vină la noi dimineața la ora 3, din momentul acela altfel mă raportez la mântuire, altfel mă raportez la Domnul Iisus Hristos, îl iubesc mai mult. Frați și surori, taina comunicării. Dragi preoți, slujitori altarului, comunicați adevărului Dumnezeu clar. Dreptarul învățăturii sănătoase să fie light motivul predicării noastre. Predicați, comunicați-l clar, articulat, corect din punct de vedere teologic. Nu sunteți convinși, consultați alte surse teologice ale altor oameni plini de Duhul Sfânt care au mai studiat subiectul respectiv. Taina comuniunii, puneți preț pe biserică. Iubiți biserica lui Iisus Hristos. Taina comemorării, ne aducem aminte de El, frumosul, iubitul sufletului nostru, cel mai frumos dintre oameni, taina cercetării și a introspecției, ne cercetăm, dăm afară tot ce este necorespunzător unui copil de Dumnezeu și ne conformăm și ne sfințim și așteptăm învierea Domnului și învierea morților și viața veacului ce va să vină. De ce? Ca să înceapă taina aceasta a cinei paradisiace împreună cu Domnul, să stăm la masă cu El și apoi taina eternității, să înviem împreună cu Domnul. Până atunci, frați și surori, în baza împărtășirii din cuvântul lui Dumnezeu, rămâne statornici lângă cruce. Cine rămâne cu Iisus Hristos nu se rătăcește niciodată și în El cuvântul lui Dumnezeu rămâne viu și lucrător și rămâne ca o torță care arde pentru împărăția lui Dumnezeu. O, Doamne, aprinde-ne prin Duhul Sfânt pe toți. Amin.